Administratorul societății care a lovit cu bestialitate o angajată a fost inițial reținut pentru 24 de ore, după care a arestat pentru 30 de zile. Acesta va fi cercetat pentru purtare abuzivă, după ce în primă fază anchetatorii au încadrat fapta la lovire și alte violențe. Victima bărbatului se află în stare gravă la spital, având hemoragie. Aceasta va necesita spitalizare între 45 și 50 de zile. Pacienta a prezentat fracturi atât la nivelul membrilor superioare, cât și la nivelul cutiei toracice, contuzie de coloană cervicală, un șoc hemoragic ca urmare a traumatismelor. În momentul de față este internat în secția de ortopedie, beneficiază de tratament de susținere pentru hipovolemie și rămâne în continuare sub supraveghere medicală. Inițial, făptașul a fost reținut pentru 24 de ore, iar anchetatorii au schimbat încadrarea juridică de la lovire și alte violențe la purtare abuzivă. Mai mult decât atât, familia a cerut daune morale în valoare de 1 milion de lei. Se pare că bărbatul este recidivist. În 2005 a fost eliberat condiționat după ce a comis infracțiuni contra patrimoniului. A fost începută urmărirea penală, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru această infracțiune, a fost reținut partea vătămată pe care noi o reprezentăm a depus plângere la parchetul tribunalului Mehedinți pentru tentativă de omor. Din contextul infracțional, cred că la modul general cu siguranță se va pune problema și a verificării și a cercetării pentru inculpat și pentru infracțiunea de lipsire de libertate. Partea vătămată a fost ținută 2-3 ore împotriva voinței ei într-un imobil aflat în Șimian. Mă rog, cred că se va schimba încadrarea juridică pentru această infracțiune de tentativă de omor. Familia părții vătămate s-a constituit parte civilă cu suma de 1 milion de lei. În fapt, s-a reținut că, în cursul zilei de 30.05.2023, un bărbat în vârstă de 46 de ani, angajat al unei societăți comerciale, pe fondul unor discuții în contradictoriu cu persoana vătămată, o femeie în vârstă de 38 de ani, angajată în cadrul acelei societăți, i-a aplicat acesteia, în mod repetat, lovituri cu un corp dur în zona corpului și a membrelor superioare. În urma loviturilor primite, persoana vătămată a suferit multiple ecchimoze și fracturi ale membrelor superioare, necesitând un număr de 45-50 de zile de îngrijiri medicale. Vă regretați fapta? De ce ați lovit angajata? Vă pare rău? Bărbatul a fost prezentat în cursul zilei de astăzi instanței și dus la arest. Acesta va rămâne 30 de zile după gratii.